anul 2022, an care va urma, va fi an de bucurie și de veselie, că iată așteptarea noastră din ce a sosit, și odată cu Sfântul Vasile la noi a venit, și odată cu Sfântul Vasile la noi a venit. Trăiești și mulți ani să-mi frătești. Noi cu micina nu umblăm, nici război nu putem. Ne-am vietat și pentru descoperirea adânci. Rei dușmani nefericit, pentru asta ați venit. Nu ați fost vă rușinați când ați fost vă dezarmați, căci o pot să dau porunci ca să fiți supuși la munci. Pentru aceste vorbe toate voi dau ordine la armate ca să fiți supuși la moarte. Generale, ne-a închis foarte dreptate, dar știi că este cale să-ți scoate la perzare. Care generalul meu este, care se prinde a lua și armata comanda? Generale, eu mă prind a lua și armata comanda. Bine, dar viteazul meu, fie în avutorul tău, dată și să-mi te duci printre voi și printre strângi și în bătălie adânci. Am înțeles ordine ce mi l-a dat, ne vom duce la război să învingem dușmanii răi. Pentru a noastră Românie vom muri în bătălie, pentru a noastră libertate vom da până la moarte. Ura, tasca armată românească, jos cu cei ce vă război, pentru pace luptăm noi. Generale, dacă nu ți-ai fi cu supărare, ți-aș pune o mică întrebare. Sunt gata cu nerăbdare să-ți ascult asta întrebare. Generale preavesit, uite pentru ce a venit. Să cer libertatea lumii la popor muncitor, care-l ții tu sub picior. Iar tu, generale, dacă te opui cu soldați din Troiești și soldați în jos. La această întrebare, mult adânc și înfioroasă, rămâi general în așteptare cu a ta sabie scoasă. Iar tu, mândru general din Imperiul Apusean, care ai vins atâtea lupte cu viteji de român, ce spui, să închinăm lupta cu armatele române sau să luptăm mai departe? Vreți fărea ta, dați-mi voi cercetat, dacă armata mai dispune să te lupte cu românii. Tu, cedar, și cercetează și vino și raportează. Vreți fărea ta, dar armata nu mai poate lupta. Ce spui, ostași, nu mai pot lupta, voi sunt an de părăția mea. Trăiți mărea ta, dar armata nu mai poate lupta, că de 4 ani de zile nu mai chinuri în drum, rană nu mai avem, iar armata rămânească în visoastea turcească. Generale, te-a sfătit mai bine, să dai sabia armatei române. Generale României, sabia mețul pe dau ție și dă mână cu frăție. Tot așa mă gândesc și eu, generale, decât între noi război, mai bine pace și dreptate. Generale, apare cu foarte, că ar vinde departe, vine la mărea ta pentru raportație. Ai mei frați, ai mei gradat, decât viața să vă dați, voi mai bine să luptați. Decât viața să ne dăm, mai bine să luptăm. Să vină! De ce, mă? O, tu nebule harap, cu sosnerii după cap, cu luleaua în dinți, cu ochii boldiți, cum îndrăzești, mă, să sar la mine când mă vezi cu atâta oase după mine? E prajite pe gâne că bag sabia în tine. Nu văd că mă-ți trage voie să mă-ntac, oase 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 mă-ntac, o